Aveam decernarea de către Fundația Culturală Vâlcea 1 a unor diplome de excelență pentru realizări deosebite în domeniul cultural la nivelul anului 2023. Eu o să caut ca să fac prezentări scurte pentru ca să poată, până la urmă, toată lumea, dacă dorește, în momentul când am primit această distinție, să spună două cuvinte și să împlinim cumva acest moment de trecere înspre vernisajul expoziției. Fundația Vâlcea 1 s-a născut acum 27 de ani. Eu și soția mea, Roseta Frâncu, am gândit că e bine să facem o structură, o instituție, care să se ocupe de două paliere. În primul rând, de sănătatea oamenilor, și Roseta Frâncu, știți bine, este un medic și face foarte multe acte din acestea de sprijin, de caritate, de sprijin a celor care au nevoie de un sfat în domeniul medical, de un ajutor direct, și în domeniul cultural. În domeniul cultural, timp de 17 ani, Fundația Vâlcea 1 a acordat diplome de excelență și premii de excelență. Și lumea aștepta, lumea culturală a Vâlcii aștepta momentul acestei decernări, pentru că, practic, nu a existat, cred, valoare din județ care să nu fie cumva recunoscută la un moment dat, prin lucrurile care se făceau în anii respectivi. După 10 ani, reiau acest obicei, cred eu, util și frumos, și la 8 persoane, cred eu, demne de a fi puse în evidență, așa, voi acorda o diplomă de excelență. În primul rând, proiectul Muiereasca trece spre cer, care iată are două componente, o carte și expoziția de astăzi, nu ar fi putut să fie încheiat dacă aici nu exista un primar care să își iubească și comuna și să dorească ca această comună să fie cunoscută în toată țara. Nu doar aici, să zicem așa, pe plan local, că dumneavoastră nu trebuie mai să vă cunoașteți. Dar să fie cunoscută de turiști, toți cei care la un moment dat ar dori să afle câte ceva despre Muiereasca. Și a făcut atâtea, ca primar, dar a făcut atâtea și ca sprijinitor al culturii locale. De aceea, prima diplomă de excelență o acordăm astăzi în domeniul management cultural domnului primar Ion Ungureanu, pentru sprijinul dat în realizarea proiectului Muiereasca trece spre cer, carte și expoziție fotografică, și pentru organizarea exemplară a sărbătorii alegerea de june în perioada 2004-2023. Domnule primar, să luați și dumneavoastră o carte, luat. Asta e. Avem alături de noi un om deosebit, iubit de multă lume, dar și contestat de unii într-o anumită perioadă, dar care astăzi v-a demonstrat că este un om de mare valoare, un om care știe să se apropie de esența culturii, aceea de legătură între omul care scrie, un om de cultură și comunitate. La începutul acestui an a reușit să ducă la bun sfârșit împreună cu trei colegi, a coordonat realizarea unui monument, zic eu, de cercetare istorică și culturală, respectiv un punct final la proiectul început de regretatul Ion Soare. E vorba de Enciclopedia Județului Vâlcea, volumul 3,
așezările rurale, pe care vi l-am prezentat. Și acum două luni ne-a dăruit o carte la fel de importantă. E vorba de Râmnicul Cultural, Devenire și Dezvoltare. Toată viața și-a închinat-o cercetării culturale și este o arhivă vie pentru tot ce înseamnă tradiții populare și evenimente culturale de valoare. Domnule Gheorghe Deapănu, vă rog să primiți această titlă de pentru realizarea lucrărilor monografice Cartea Pietreilor și Râmnicul Cultural, Devenire și Dezvoltare, precum și pentru aportul decisiv la finalizarea Enciclopediei Județului Vâlcea, volumul 3. Domnul Vârcu ar merita să-i fac și numele un laudatio, dar nu avem acum timp. Sper să am contextul, momentul, prilejul potrivit. Acum însă vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat. Deci, înainte de a veni la dumneavoastră, am trecut pe la tipografie. Și când am ajuns aici, am constatat că 10 bucăți nu erau. L-am rugat pe domnul profesor Călugărițoiu să se ducă la mașină, poate fi căzut pe acolo, pe undeva. Nu. L-am sunat pe tipograf. Tipograful este ceva de surprize, surprize. E în sală, vă rog să vă ridicați, domnul Ciobanu. Asta am vrut să-l aplaudați. Nu neapărat pentru acest gest de onoare rar. Că putea să spună, da, domnul Diaconu, fii dumneata cu poșii, le iei și pare 10. Nu. Până lui a înțeles că trebuie să fie aici, să ne aducă, pentru ca încă 10 oameni să le primească. Dar, pentru că dumneavoastră, domnule Frâncu, ați evocat experiența enciclopediei, păcat că nu putem să o arătăm, că dacă știam, vă spuse, cu aduceam câteva kilograme pe jos, până la microbuz. Domnul Ciobanu, care e patronul editurii și tipografiei Proșcoala, atenție cum se cheamă, foarte productivă și cunoscută, deci îi fac și reclamă acum, ne-a ajutat, ne-a făcut exemplarul de probă pentru tipografia din București, care urma să o tipărească ca și celelalte două volume. Meritul domniei sale este că, și la martor de domnul profesor Călugărițoiu, tipografia n-a avut din București. N-are importanță cum o cheamă, e o tipografie celebră, mă rog, așa, nu a avut nicio obiecție de, mă rog, cu niște mici. Nu a avut nicio obiecție de fond. De aceea, folosesc acest prilej, domnul și-a asumat o corfoadă, așa, dar merită tot respectul nostru și mulțumirile pentru că a contribuit la finalizarea volumului 3 al Enciclopediei Județului Vâlcea. Și unul e aici. Dar vă rog să-i dați doamnei. Lăsați-vă tot. Mulțumesc. Sunteți prima. Mulțumesc. Care este alături de
domnul Peculea, ctitorul uzinei Geghe din Râmnicu Vâlcea. Nu numai atât, dar în acest an ne-a oferit bucuria de a edita o carte, o carte care e povestea apei grele din Râmnic și care a fost editată în ediție bilingvă și este ambasador al țării noastre, cred eu, al științei din România, în lumea largă. Domnule Constantinescu, primiți astăzi diplomă de excelență în domeniul cercetării științifice pentru publicarea lucrării bilingve Povestea apei grele la Râmnicu Vâlcea. Dorel Mihai Constantinescu. Încă în urma cadourilor, cum a spus domnul primar, ne-am îngăduit să aduc o carte care să intre în cadrul bibliotecii dumneavoastră, Povestea apei grele la Râmnicu Vâlcea. Apa grea s-a făcut pentru prima dată în România, la Râmnicu Vâlcea. Sunt câteva țări în lume care fabrică apa grea. Deci, ca oameni din județ, suntem foarte mândri. Iar eu personal sunt foarte încântat că astăzi particip la un asemenea eveniment, pentru că ori de câte ori am avut oaspeți din România sau din străinătate, mergeam pe la dumneavoastră și mergeam la mănăstire. Mai sunt mândru pentru că domnul Frâncu mi-a oferit cadou cartea care a scris-o despre Mereasca și am rămas foarte uimit, ca și concepție, ca și realizare, ca și conținut, de pentru care mă fericit. Și am un motiv personal pentru care am venit astăzi cu mare plăcere și bucurie aici. Soția mea, profesor de matematică, prima dată când am terminat facultatea, a fost la Bujoreni, profesor de matematică, și cum era pe atunci cântările și organizările, făcea parte din grupul vocal alături de altă colegie profesoară și de multe ori îmi spunea mâine, duminică, trebuie să mergem să cântăm la Căminul Cultural de la Mâinească. Și eu veneam cu de aici și o luam ca să mergem acasă. Vă mulțumesc, vă felicit pentru ce ați realizat toți aici și pentru generația care vine, pentru tineri, copii, studenți, să încerce să răsuiască această carte. Ea este pe o parte în limba română, pe și partea cealaltă în limba engleză. Ori de câte ori aveți oaspeți, puteți să o prezentați ca atare. Sigur. Dată vă mulțumesc pentru diploma fundației. Mulțumesc că am participat la acest eveniment și vă doresc în continuare, așa cum a spus domnul doctor, să fiți sănătoși, să puteți face lucruri grozave în continuare. Încă o dată fericitări, sărbători fericite și la mulți ani tuturor care sunteți aici în sală și numai bine doresc. Încă o dată. Încă o dată sănătate și noi vă dorim și tot bine. Mediator performant și iubitoare de cultură, membră a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, realizator de emisiuni la TV Etalon, ne-a surprins anul acesta prin lansarea unui roman primit deosebit de favorabil de critica de specialitate. Acordăm diplomă de excelență pentru literatură, secțiunea proză, doamnei jurist Ana Cristina Margu, pe care o invit aici, pentru debut literar cu romanul Nevermore, editura Eikon 2023. Și un gest de recunoștință. La început, doar ucenic în trustul de presă Vâlcea 1, devenit apoi director la radio Vâlcea 4 Bălcești. Este acum un jurnalist consacrat care prezintă în special informații din zona de nord a județului,
inclusiv despre Comuna Mureasa. Acordăm diplomă de excelență în domeniul media domnului Narcis de Escuchirea pentru modul cum promovează publicația Cozia Info, evenimente și personalitățile culturale din zona de nord a județului Vâlcea. Și să fiți și mai des la Mureasa. Doamna Mandu, cred că n-a primit, n-ați luat una de asta, când vine acum în arci, sau ieșiți și... Așa, ca să... În urmă cu... Și nu mai am luat. Și asta e de la urmă. În urmă cu 29 de ani înainte de Fundația Vâlcea 1, o altă instituție mare, Vâlcea 1, a organizat în comună dumneavoastră prima emisiune de televiziune, Alegerea Junelui, la Căminul Cultural, într-o iarnă care a fost neîncăpător. Cu emoție vă spun că reporterul acelei emisiuni de televiziune, eu a fost, și la fel ca și atunci, cu multe emoții, în comună noastră. Vă felicit! Mulțumim! Face parte din conducerea Forumului Cultural al Vâlcea și în această calitate participă activ la toate evenimentele importante din județ. Pe unele le și organizează și impresionează prin opiniile tranșante pe care le exprimă. A contribuit la marile proiecte editoriale din ultimii 12 ani și mai ales la reușita editării volumului 3 din Enciclopedia Județului Vâlcea, Așezările Rurale. Îl invit să vină pe domnul Mihai Călbecuțoiu, care primește cu diplomă de excelență în domeniul management cultural pentru polivalență culturală creatoare ca reprezentant al Forumului Cultural al Râmnicului și pentru publicarea volumului de poezii Efemerul, editura Fântâna lui Manole, a domnului profesor Deaconu, anul 2023. Felicitări! Mi s-a zis că sunt din conducerea forumului. Nu sunt, dar pun numărul. Aș prefera sintagma domnului Deaconu, nu scriitor, ci autor de cărți. E mai puțin pretențioasă. Și felicit cu această ocazie primăria și Consiliul Local că apreciază valorile locale. Este un gest de onoare, acordarea cetățeniei de onoare și cred că apreciind valorile și trecutul se înțelege mai bine prezentul și se poate prefigura un viitor bun. Felicitări Comunei, Consiliul Local și Fundației Vâlcea 1. Mulțumesc pentru autentic, a surprins cu aparatul foto nenumărate imagini pe care apoi le-a prezentat în expoziții de succes. Este alături de domnul dr. Cristian Giovănescu, fondator în 1985 al fotoclubului Floarea de Colț. Și în fiecare an, pe 12 ianuarie, din 2010, de când a devenit lege această activitate de a fi o zi a artei fotografice, așa, sprijină realizarea în Vâlcea, la Râmnicul Vâlcea cel mai des, a saloanelor fotografice ale fotoclubului Floarea de Colț. Îl invit alături de mine pe domnul Ioan Ciobotaru, care primește diplomă de excelență în domeniul arte vizuale, secțiunea foto, pentru realizarea exemplară a expozițiilor fotografice sub egida fotoclubului vâlcean Floarea de Colț. Felicitări! Ați o mai rățit dacă vreau să fac toată. Și asta. Mulțumesc mult, mă bucur că
atunci de plăcut dumneavoastră și că această onorantă diplomă este acordată în cadrul acestei festivități de înmânare a multor diplome pentru membrii acestei comunități. Fotoclubul nostru, așa cum a spus și domnul Frâncu, a fost înființat în 1985, a fost o persoană juridică în 1988, am organizat, deci în 1988, eram ONG, am organizat câteva saloane internaționale de artă fotografică și, așa cum s-a spus, în prezent expunem la galeriile din Râmnicu Vâlcea, galeriile din subsolul Râmnicu Vâlcea, se numește Galeria Fasal 2. Acolo avem în prezent o expoziție realizată ca urmare a ultimei tabele noastre de fotografie de la Baia de Fier. Când aveți drum prin Vâlcea, în centru, coborâți la pasaj și vă invit să o vizitați. Mulțumesc! Și ultima diplomă acordată astăzi de fundație pentru anul 2023, pentru rezultatele de excepție pe care le-am considerat noi. Evident, orice decizie de acest tip este subiectivă, dar eu cred că am căutat ca în fiecare domeniu al creației, cumva să răsplătim munca și talentul celor care s-au remarcat. Poet, critic de teatru, publicist, are talent și har cât carul. A fost alături de mine aproape un an cât a durat proiectul Muiereasca Trepte spre Cer. Și iată că acum împreună îl încheiem printr-o expoziție, cred eu, interesantă, pe care vă oferim dumneavoastră. Fundația a oferit-o primăriei și Consiliului Local Muiereasca și sper că aceasta să fie o expoziție permanentă. Îl invit alături de mine pe prietenul Ovidiu Cristian Dinică, cel care m-a oferit. Și este o colaborare extraordinară. Domnul Frâncu știe să descopere oamenii, să-i pună lumina, ceea ce îi mulțumesc foarte mult. De asemenea, primăria și comuna Muiereasca a fost un privilegiu, a fost un miracol. Vreau să vă spun, vă felicit pentru comuna minunată de care o aveți. Vă urez mulți, mulți ani împliniți. Și de asemenea, e profund domnului primar, organizarea unei tabere anuale de fotografie, pentru că aveți atâtea frumuseți când au mulți multe locuri, iar la dumneavoastră, inclusiv titlul, Trepte spre Cer, este realitate. Este o realitate evidentă și miracolul este la tot față. Atât în oameni, atât în ceea ce ați realizat, cât și în locurile de care vă sunt aproape. Vă mulțumesc și vă mulțumesc. Și acum, înainte de ultima parte a seminii de astăzi, care va fi una scurtă, vernisajul expoziției, deci nu va lua mai mult de 5-10 minute acea zonă, să zicem așa, din desfășurătorul de astăzi, cred că este bine, în vremea colindelor, să ne destindem puțin și să ascultăm două colinde din partea unui prieten de suflet al meu, pe care îl cunosc de mulți, mulți ani, domnul profesor Valentin Ciobotea, de la Liceul de Muzică. În loc să vină două colinde ca să ne simțim ca în vremea copilării și să ne bucurăm ca așa se cade. Îmi cer scuze că n-ai apucat să-ți... Timpul nu vreau să fiu rezidentul de serviciu. Așa. Vă spun doar atât. Sunt împăcat cu toată lumea, îi lau pe toți și foarte bine. Am mai greșit în viața mea, m-am dat singur afară dintr-un loc în care mie îmi plăcea, că de obicei așa se face. Și vă propun prima dată o piesă cu influență sovietică, dar nu e scrisă de Putin. E scrisă de Dalida, se numește Le Temps des Fleurs. Timpul florilor. Și o știți și dumneavoastră, care știți, puteți cânta împreună cu mine. Încerc să spun că telefonul ăsta mă încurcă, că să fie în altă parte așa. Mm-hmm.
azi una tavernă de violonă, où se retrouvaient les étrangers. Nos voix criblées de gens et de l'ombre, et nous écoutions le cor chanter. C'était le temps de flot, on ignorait la voix, le lendemain avec un bout de terre. On traversait la facilité, ma voix, on était jaune, et l'on croyait au ciel, et des avec des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne dans mon cœur. C'était le temps de fleurs, on ignorait la peur. Până atunci, mie muzica, în general, care are influență rusească, mie îmi place foarte, foarte mult. Și este o trupă mai nouă, care dumneavoastră o știți foarte bine. Eu am zis că de acum încolo nu mai cânt nimic politic. Deci o să fac, spre bucuria celor din jurul meu, care mi-au tot închis gura până acum, deci nu o să fac altceva decât să cânt despre femei și băuturi. Așa, și atunci... Dacă e colind, mea. Da. Ultimul e colind. Bună, dar și nebună-i viața mea, îmi dă din când în când câte o belea, dar niciodată nu beau și nu dau foc. Când e să n-am noroc. Femei, am dormit și-am să iubesc normal, că unele mă părăsesc, dar niciodată nu beau și nu vorbesc. Când e să divorțesc. Și acum o facem mai rusească decât ieri. Și iar beau tare o mie de pahare, să uit de supărare, să râd și să iubesc. Viața-i zbanie, o dau pe veselie, o dau pe veselie și toate plec. Haideți și iar beau tare o mie de pahare, să uit de supărare, să uit și să iubesc. În viața mea grămadă sunt țeapă, le trag și eu din când în când, dar niciodată nu beau și nu turbesc. Când e să divorțez dumneavoastră și iar beau tare o mie de să-mi uit de supărare, să râd și să iubesc. Și iar beau tare o mie de pahare, să uit de supărare,
care lumea de pe internet spune că este foarte urâtă, deși e scrisă de Radu Gir, iar compoziția este a lui Tudor Gheorghe. Hai să ne colindăm pentru următoarea. Eu n-am niciun fel de contribuție la această piesă, să știți. Eu doar vă prezint dumneavoastră, nu spun nici că e urâtă, nici că e frumoasă. Foarte mulți de pe internet spun că, domne, e o colindă extraordinar de urâtă. Rămâne să vă convingeți dumneavoastră dacă e urâtă sau frumoasă, mai ales că e scrisă de Radu Gir, da? Mulțumesc, domnule Constantin Răscu, că m-a invitat aici la dumneavoastră și o să mai vin și altă dată cu multă plăcere. Vin colindătorii, cum veneau odată leruilele să colinde seara asta minunată leruilele. Dar e groasă și sunt ochii în lacrimi leruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patini leruile. Gazdelor creștine, să-i primiți în casă leruile. Și cum se cuvine, să-i poftiți la masă leruile. Ni-i trimite Sfântul să ne încerce mila leruile. Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila leruile. Șuvenii pasul, mâinile plăpânde leruile. Tremurat-i glasul, nu știu să colinde leruile. Dacă stau la poartă și nu zic nimica leruile. Domnilor de astăzi să vă apuce frica leruile. Dă întrebarea ce răsună afară leruile. Am murit degeaba, ce-ați făcut din țară leruile. Tot în frig și în foame, tot cu mâini întinse leruile. Pe la porți străine, ce ne stau închise leruile. Și reluăm prima strofă, să o cântăm împreună. Vin colindătorii, cum veneau odată leruile. Să colinde seara asta minunată leruile. Dar e curasă și sunt ochii în lacrimi leruile. Degeaba sânge, pe degeaba fati, leruile. Eu vă mulțumesc frumos! Mi-am pus un semn de carte acolo, i-am dat-o doar domnului Constantinescu să o citească. Asta este o chestie de la lumea compozitorilor. Eu sunt și compozitor și muzicolog, așa. Dacă vreți să mă vedeți cu muzica serioasă, cum ați văzut la Filarmonică o viață întreagă, intrați pe YouTube. Numele meu e Valentin Ciobotea și scrieți vals numărul 2. Nici ăsta nu e scris de Putin, e scris de Șostakovici. Da? Vă rog eu frumos să vă uitați. Și o să vă placă. Că spre deosebire de Hauser, celălalt violoncelist ca și mine, care de obicei doar cântă începutul și după aia dansează cu fetele, le face cu ochiul nu știu ce, eu cânt tot valsul. Deci intrați vals numărul 2, ce-ai, Șostakovici Valentin Ciobotea. Dar întâi să scrieți numele meu. Da. Vă mulțumesc mult! Un moment important de istorie locală, merită deci un astfel de eveniment ca să aibă și o încărcătură culturală, emoțională,
care să iasă din tiparele de simplu act birocratic, am organizat, împreună cu domnul primar, cu acceptul dânsului și al consilierilor locali, o expoziție de fotografii care să arate cum am văzut noi Comuna Moiereasca în timpul când am conceput Cartea Moiereasca Drept despre Cer. Este meritul prietenului meu, Cristian Ovidiu Dinică, care iată, are 35 de imagini culese. Este o expoziție premieră pentru o comună vâlceană. Nu s-a mai organizat un astfel de eveniment în Vâlcea, ce puțin. Și ce este important de reținut este că Fundația Vâlcea 1 dăruiește comunității locale această expoziție. Și nu numai atât, intenționăm ca peste două luni și jumătate, așa când împliniți dumneavoastră 450 de ani de atestare documentară, să mai organizăm o expoziție, de data aceasta intitulată Moiereasca 450, Oameni și locuri, unde veți găsi foarte multe fotografii portret cu dumneavoastră, cu prietenii dumneavoastră, cu vecinii dumneavoastră, cu personalitățile care au trecut prin Moiereasca, dar care nu și-aveau acum locul, pentru că am dorit să nu existe niciun fel de opinie că s-ar fi putut crea o tendință politică a evenimentului. Dacă apărea cineva, se spăra altcineva, îți dai seama. Și atunci, peste două luni jumate, vă dau întâlnire, dacă ne găzduiește domnul primar cu acea ocazie, o ocazie extraordinară, priviți-vă, jubileu 450 de ani, și tot atunci o să vedem dacă putem să obținem, până atunci de fapt, și alte imagini frumoase cum era asta. Eu îl rog în primul rând pe domnul Ciobotaru. Două, trei idei despre calitatea acestei expoziții, pentru că vorbește un profesionist, ce este președintele fotoclubului Floare de Colț, care a făcut mii și mii și mii de fotografii de artă. Aici nu sunt toate de artă, sunt și documentare, să zicem așa, fotografii, dar sunt frumoase, cel puțin așa li s-au părut nou. Așa este, într-adevăr, sunt niște fotografii foarte, foarte frumoase. Ce-am remarcat la prima vedere, partea autorului, pe care îl felicit pe bună și pe când o prieten, așa, am remarcat practic două sau chiar trei stiluri de abordare a acestor imagini, aceste localități. Primul ar fi o tentă de vechi a caselor, a anumitor locuri din această comunitate, o tentă exprimată și prin acele fotografii care au o tentă, mă repet, o tentă gălbuie, care ne trimite în urmă la acele fotografii mai vechi ale înaintașilor noștri care făceau la studiouri. A doua tentă pe care am observat-o este aceea de modernitate a clădirilor, a caselor, practic, a acestor case ridicate în ultima vreme, dar păstrând totuși un stil, nu ancestral, dar un stil mai vechi, un stil propriu acestor locuri. Și cine vede o casă, o fotografie, cine ar vedea o casă în aceste fotografii, ar recunoaște imediat de unde este. Și al treilea aspect despre care vreau să vorbesc este fotografia mănăstirii. Aici este un alt stil față de cel abordat până acum. Este un stil mai apropiat de ceea ce vrea să exprime, de creștinism, dacă vreți așa. Și nu întâmplător, expoziția, consider eu, a fost denumită, a fost intitulată Trepte spre Cer. Pentru că pornind de la Moiereasca, ajungem la mănăstire spre Cer. Vă mulțumesc! Da,
felicităm pe Ovidiu, pe care îl invit în încheiere să își prezinte câteva cuvinte și idei în poziția, pentru că e munca lui. Gândiți-vă că noi, practic, de aproximativ 2 săptămâni pregătim acest moment, momentul festiv, în primul rând pentru prietenii noștri care astăzi s-au bucurat de primirea acestui titlu de cetățean de onoare. Iar la seară, nu știu dacă știți, dar domnii consilieri locali ne-au văzut, pe la 7-8, după aceea am stat până pe la 10, să așezăm această expoziție. Ea vă este dedicată dumneavoastră și vă doresc, după ce prezintă Ovidiu, să stăm 5 minute așa să vedem acele imagini frumoase, să le recunoaștem și acolo în spate să știți că aveți și o cafea, aveți și un suc, puteți să mergeți fără probleme, că așa se face la un vernisaj. Vreau să vă spun că niciodată nu creez un proiect următoare de fond. Deci, indiferent de asta, la piață, aparat de prezență. Pentru că iubesc foarte mult fotografia. De ce iubesc fotografia? Pentru că iubesc lumina. Întotdeauna caut lumina. Lumina naturală, în special. Lumina transmite emoții. Ori la noastră localitate, lumina e din plin. E benefică. E bine făcătoare. O găsim la tot pasul și este parcă venită ca o rară a speranței de undeva din cer. Lucru care se vede. Oamenii sunt binevoitori. Sunt deosebiți. Sunt oameni sociali, îți face oricând plăcere să stai cu ei la o cafea, să povestești. A fost o plăcere să fotografiez în localitatea noastră și de aceea și propun să vă pentru că aveți atâtea lucruri extraordinare pe care mulți nu le au. Ori tocmai această ascensiune, plecând de la intrarea spre comună și mergând până sus, către Frăsine, este inclusiv o călătorie în tine în sus, pentru care o ca să cunoști oameni, să cunoști realizări case și cu tot felul, și probabil că vor fi și altele pe care le vom fotografia, locuri minunate, unghiuri deosebite și mai ales lumina aceea binefăcătoare. Pe mine, vă spun sincer, iubesc lumina mai mult decât orice. Pentru că e adevăr, e simțire, e sfințenie. Vă mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați răbit din timpul dumneavoastră astăzi și să fiți alături de comunitatea din Mureasca la acest eveniment care consider eu deosebit pentru noi. Vreau să mulțumesc Fundației Culturale Vâlcea I și domnului inginer Emilian Frătu pentru acest cadou. Și, de asemenea, vreau să vă informez că toată organizarea care a fost făcută astăzi, datorită, de ce să nu fiu sincer, faptului că știți bine, în urmă cu câtva timp s-a dat o ordonanță prin care nouă administrațiilor publice locale ne-au fost interzise cheltuirea unor sume de bani pentru orice activități, până și pentru cadourile pentru copii ne-au fost interzise să cheltuim bani în acest sens. Dar noi ne-am organizat și o să găsim soluții ca și copiii de la noi din localitate să-și primească aceste cadouri. Dar vroiam să spun că toată organizarea și toată investiția și toată cheltuiala cu ocazia acestui eveniment au fost suportate de către Fundația Culturală Vâlcea I și încă o dată îi mulțumesc domnului Emilian pentru toate și acest lucru probabil pe fondul unei prietenii care ne leagă de peste 20 și ceva de ani și tot timpul dânsul și în calitatea de parlamentar pe care a avut-o a fost, ne-a sprijinit, a adus oameni de valoare, oameni politici, oameni de cultură ca și dumneavoastră și vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit astăzi alături de comunitatea noastră. E un lucru rar să se întâmple așa ceva într-o comunitate și de asta mă bucur că am reușit împreună cu Consiliul Local să organizăm și împreună cu domnul Emilian și cu domnul Ovidiu acest eveniment. Încă o dată vă mulțumesc și pentru încheiere vă rugăm să admirați peisajele mirifice ale localității care sunt prezentate în fotografii și de asemenea la o prăjiturică, la un suc, la o cafeluță.